Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți, deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Pierdere și transformare. Cum gestionăm momentele dificile din viața noastră? Astăzi, alături de noi, Andreea Tincea, senior editor Herald, consilier relațional, Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și vom vorbi pe marginea unei frumoase cărți, o noutate editorială publicată recent în portofoliul editurii Herald, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic de Verena Acast. În contextul actualei crize, foarte mulți oameni au trăit experiența unei pierderi de orice natură ar fi aceasta, mergând până la deteriorarea relațiilor interumane. Fie că vorbim despre lipsa acută de socializare sau a contactului fizic, fie că vorbim despre pierderea intimității în viața de cuplu, pierderea sau scăderea imunității organismului. Despre moartea cuiva drag, o despărțire sau un divorț, pierderea unei poziții profesionale sau al unui statut, îndepărtarea de prieteni, lipsa călătoriilor și a vacanțelor sau al unui mod de viață activ din cauza unei boli degenerative sau invalidante, travaliul de doliu are un rol esențial în transformarea noastră și regăsirea sensului vieții. Despărțirile sau pierderile pot fi depășite dacă privim toate încercările vieții, toate lecțiile de viață ca pe oportunități de creștere și evoluție personală. Ne putem transforma în urma lor. Sunt experiențe naturale care fac parte până la urmă din ciclul vieții. Unul din lucrurile care ne împiedică transformarea este netrăirea emoțiilor care survin în urma despărțirilor sau a unei pierderi. Trebuie să privim pierderea ca pe o oportunitate de a crește, de a ne dezvolta și transforma atunci când înțelegem viața cu empatie și compasiune, cu bunătate și blândețe. Dragele mele invitate, vorbim despre un autor foarte drag nou, Verena Acast, Doliul și separarea, iată o carte mult așteptată și dorită, pot spune, și căutată de psihologi, de psihoterapeuți și nu numai, poate și de persoane care, să spunem că fac terapie și trec prin tot acest proces psihologic de a ne împrieteni cumva cu emoțiile noastre, dar și de a înțelege, exact cum spuneam puțin mai devreme, pierderea ca pe o lecție de viață, dar și ca pe o oportunitate. Cum îmi place mie să spun, atunci când un pahar pe jumătate plin cu apă, în loc să vedem jumătatea goală a paharului, avem și varianta de a vedea jumătatea plină a paharului. Vă rog! Ok, o să încerc să povestesc câteva lucruri pentru început despre carte, căci avem cu această campanie o carte pe care încercăm să o aducem aproape de cititorii Herald și de publicul larg interesat, fie că este specializat sau nu, interesat de, până la urmă, cum facem față, iată, unui an de pandemie care a trecut prin viețile noastre și care a transformat foarte multe lucruri, în mod special structura vieții noastre, într-un fel, pentru că s-au schimbat relații, s-au schimbat conjuncturi de lucru, de viață, s-au schimbat spații de intimitate pe care fie am ajuns să le trăim în solitudine unii dintre noi, fie din contră am ajuns să trăim într-un spațiu în care intimitatea este, iată, împărțită mai degrabă cu, mai degrabă tot timpul, cu partenerul, copiii, familia. Distanța relațională dintre noi s-a transformat în perioada aceasta și cumva un an de pandemie cred că este o discuție importantă pentru publicul larg, pentru noi toți. Cum s-a transformat cumva experiența zilelor noastre în acest an și cum integrăm într-un fel util pentru fiecare dintre noi această experiență, într-un mod care să ne ajute să nu transformăm în calamitate sau în ceva de necontrolat până la urmă experiența vieților noastre. Cartea scrisă de Verena
teren acasă, este o oportunitate extraordinară de a aduce pe tavă, de a aduce în față un subiect pe care, așa cum spune și ea, atât timp cât îl păstrăm tabu, el o să rămână în inconștient, în subconștient și nu ne putem folosi de el în mod conștient, în favoarea noastră. Dacă despre sexualitate am trăit în ultimii 10-15 ani, iată o deschidere totală spre a discuta despre ce era tabu. Despre moarte se discută într-adevăr în spațiul public, dar poate nu unde a ajuns de mult și într-adevăr foarte, foarte puțin se discută despre procesul de doliu, despre acest travaliu care, deși probabil că avem tendința să îl asociem în mod special cu ideea de moarte și de pierdere concretă, fizică, de fapt el este un proces pe care, așa cum invitata ta, Daniela Dumitrescu, o să povestească mai pe larg, este un proces pe care îl trăim de fiecare dată când în experiența noastră de viață pierdem ceva sau ne separăm de o experiență la care ținem, de o persoană la care ținem, de un context care ne oferea ordine și sens în viața noastră. Câteva cuvinte despre Verena Cast, cartea sa, Doliu și separarea, fazele și oportunitățile procesului terapeutic, este publicată în colecția Jungiana, grație colegei noastre Gabriela Denis, psihoterapeut, care a selecționat această carte, cred, într-un moment extraordinar de oportun pentru o astfel de conversație, pentru noi toți, și e o carte pe care cred că dacă fiecare dintre noi și-ar permite să o parcurgă, ar înțelege cu mult mai multă candoare, cu mult mai multă blândețe, cum să-și ofere timpul necesar și resursele necesare de a trece prin pierdere de orice natură ar fi ea. Verena Cast este născută în 1943 în Elveția, este încă alături de noi în viață, este o octogenară foarte fresh pe care o puteți descoperi online dacă faceți o simplă căutare Google. Există interviuri cu ea și vă invit să faceți și o astfel de cercetare personală dacă vă doriți detalii mai multe despre munca sa și despre ea. Este psiholog și profesor de psihologie la Universitatea din Zurich. Este lector sau, mai bine zis, a fost în perioada ei de activitate profesională lector și îndrumător de formare la Institutul Jung. Are un doctorat în psihologie analitică, este și psihoterapeut în practică de cabinet, în continuare activă în acest sens, iar subiectele ei preferate abordate în toate lucrările care au fost publicate de-a lungul timpului se învârt în jurul emoțiilor, în jurul discuției despre relații și, bineînțeles, totul în legătură cu simbolismul. Iar o serie întreagă de cărți pe care Verena le-a publicat au abordat subiectul durerii și doliului în procesul terapeutic, dar și crizele ca șansă de reinterpretare, reconectare cu sensul propriei vieți. Cred că în interviurile pe care le veți putea descoperi și dumneavoastră online, cele care se bazează în mod special pe perioada prin care noi trecem, Verena punctează niște lucruri de bun simț, dar care pot deschide această dimensiune de a ne întreba noi înșine cum facem față transformării, cum facem față acestei perioade care ne-a limitat și limitarea este o formă de separare într-un fel și de înțelegerea distanței și de înțelegerea accesului la ceea ce am avut, la ceea ce ne dorim, la ceea ce avem nevoie. În discuțiile despre doliu ca proces prin care trecem în această perioadă pandemică, Verena punctează faptul că pandemia scoate la iveală anxietatea în fața morții și acesta este un subiect grandios pe care oricare dintre noi ar putea să-și dea șansa să îl discute cu sine. Vorbește despre faptul că nu putem manageria sau controla orice aspect al vieții noastre, fapt care poate să ne ducă înspre stări apropiate de anxietate și totuși în aceste momente ea punctează că este în egală măsură și o întoarcere, această perioadă prin care trecem, la un timp al acceptării faptului că nu putem controla orice aspect al vieții noastre și un timp al modestiei, al întoarcerii la simplitate, al întoarcerii la resursele esențiale pentru starea de bine și pentru viața noastră. Cum facem partea de acceptare? Sunt foarte curioasă să aud din partea invitatei tale, Daniela Dumitrescu, despre acest lucru.
Un alt lucru despre care Verena vorbește și în carte, dar și în interviurile sale despre cum facem față pandemiei, face o asociere între faptul că pentru că nu putem spune când se va termina perioada pandemică, când o să ne putem relua o serie de ritualuri de viață pe care le aveam înaintea limitărilor care au venit toată cu pandemia, când o să ieșim de sub, până la urmă, acest context inevitabil al faptului că boala există, că infectarea este până la urmă o situație cu care ne putem confrunta, că posibilitatea aceasta e în aer în orice moment și nu se știe când va dispărea. Este un lucru pe care putem să îl întâmpinăm cu două resurse importante. Unu, ea menționează faptul că e nevoie ca fiecare om să se întoarcă la relația cu sine și acolo să puncteze pentru sine pe ce resurse personale se bazează ca să-și facă în fiecare zi viața mai bună și să-și acopere propriile nevoi, propriile dorințe și doi, să lucreze cu imaginarul, căci puterea minții de a imagina ziua de mâine ca fiind mai bună sau poate puterea minții de a imagina că atunci când se va termina pandemia îmi voi îndeplini o serie de planuri de viață, de vise personale, poate ajuta și corpul să facă față cumva stresului subtil care există și peste care avem nevoie să putem să facem față și să învățăm să trecem cu reziliență peste acest lucru. Din punctul ei de vedere, pandemia ne invită să ne retragem din lumea exterioară și să ne reconectăm la lumea interioară, la relația cu sine. Pandemia ca reset este un punct pe care ea îl aduce în discuție în interviurile strict despre doliu, pierdere, separare și pandemie. Despre carte o să vă dau detalii puțin mai târziu. Acum sunt foarte curioasă să aud și împărtășirile invitatei tale. Dragilor, am să vă arăt și sper că se vede și cartea la cameră cu o superbă așa am primit eu ca feedback, cu o superbă copertă, Pieta. Se vehiculează, Andreea, data de 1 iunie, de ziua copilului, când vom intra în normalitate. M-aș bucura. Și mă gândeam, uite, cred că Verena mai lipsește din discuția noastră de astăzi. Așa, poate, e o idee, da, e o idee, poate facem un interviu cu ea. Trebuie cumva să profităm de autorii care mai sunt, autori importanți care mai sunt încă în viață. Daniela, aș vrea să vorbim puțin despre fazele travaliului de doliu. Noi am mai discutat și cred că e important să le mai subliniem încă o dată, pornind de la faza de negare, momentul acela în care spunem, să zicem, făcând referire la un celebru film, toate mi se întâmplă numai mie, de ce mi se întâmplă numai mie, de ce toate problemele vin peste capul meu și întotdeauna se pare că problemele nu vin așa în caz singular, nu vine câte una, se adună foarte multe și indiferent că vorbim, așa cum spunea și Andreea, că vorbim despre un divorț, o separare, moartea cuiva drag, pierderea unui statut, pierderea, eu știu, a unui job, sau orice altă formă de pierdere, suntem cumva în faza de negare. Chiar discutam cu un alt invitat și despre acea negare a propriei boli. Și mă refer aici mai ales la bolile degenerative și bolile incurabile. Cum? Mie nu mi se poate întâmpla. Mulți oameni s-au auzit spunând astfel de lucruri. Mie nu mi se poate întâmpla. Și uite că lucrurile se întâmplă, pentru că asta este viața și trebuie să luăm toate încercările vieții ca pe niște provocări și ca pe niște oportunități, până la urmă, așa cum spuneam la începutul intervenției noastre, ca pe niște oportunități de transformare personală, de evoluție și de creștere personală. Bun găsit! Ați ridicat atât de multe idei, frumoase toate, m-aș apuca de toate, dar probabil că o să stăm 3 zile să discutăm, așa că nu o să putem să discutăm pe toate, evident. Înainte să reiau fazele de doliu, cred că vreau să subliniez câteva idei legate de pandemie, pentru că mi-a plăcut contextul pe care Andreea le-a adus, doliu în pandemie.
Și în timp ce Andreea discuta, mi-am adus aminte de un articol de-al meu, de data asta, care se numește Doliu pentru o lume pierdută. Este un doliu pe care eu l-am simțit, cred că la vreo câteva luni după ce a izbucnit pandemia, pentru că, de fapt, acum n-am pierdut doar o relație, stabilitate și ce ați enumerat și voi aici. Am pierdut o lume. Am pierdut lumea de dinainte. Și toți suntem într-un proces de doliu. La acest moment, dacă au explodat, și chiar au explodat, anxietățile, depresiile, dacă tulburările emoționale au explodat, se datorează acestui fapt. Lumea este într-un travaliu de doliu la acest moment. Prin urmare, cartea voastră vine, ca să spun așa, exact în momentul în care trebuie, pentru că suntem într-o etapă și dacă este să ne gândim la nivel social, la etapele de doliu, hai să ne gândim. Care au fost primele etape? Șocul și negarea, da? Lumea a negat. Nu există, domne, virusul ăsta, nu există, domne, pandemia, nu e o... toate teoriile, conspirații, toate erau faza de negare, în care, ok, poate că unii dintre noi chiar mai suntem, da? Bun, deci lumea la acest moment este într-un travaliu de doliu. Ceea ce... asta este prima idee pe care vreau să o subliniez. A doua idee, pentru că, repet, n-am pierdut doar siguranța jobului sau a relațiilor sau... am pierdut... comportamentele firești, ritualurile firești, obiceiurile zilnice. Mă trezeam și mă duceam în stația la 178 sau, mă rog, asta mi-a venit, sau nu știu ce stație, să iau autobuz. Acum nu mă mai duc. Sau acum când mă duc, mă uit nu știu cum la nu știu cine. Nu mai vorbesc cu vecina mea pentru că mă tem că are COVID. Deci ne-am schimbat comportamentele. Ori pot exista dolii legate de un comportament pe care mi-e dor. Uneori, da, ține-mi aminte, ne este dor, ne poate fi dor de lucruri pe care nu le-am mai făcut de un an de zile, poate. Și sunt chestii mărunte, poate nici nu le conștientizăm. Așa că prima idee este aceasta, că noi am pierdut o lume și va trebui să reconstruim alta. Depinde acum ce vom reconstrui. Și a doua idee pe care cred că aș vrea să o subliniez este că e normal să simțim ceea ce simțim. Adică e normal să fim furioși. E normal să fim triști. E normal, în funcție de etapa de doliu la care suntem, emoțiile pe care le simțim, e normal. E normal să fim anxioși. E normal, adică n-aș vrea să patologizăm o procesualitate firească a integrării unei crize mondiale. Deci este firesc să explodeze anxietățile și depresiile. Pentru că fac parte dintr-un proces și sper să fie un proces de creștere și maturizare a noastră. Avem această șansă de creștere și maturizare. Deci, pe de o parte, am pierdut o lume, pe de altă parte, este firesc să trăim toate emoțiile care acum, iată că ne sperie. Bun, revenind la etapele, fazele doliului și felul în care le putem integra. Da, primul este șocul și negarea și, repet, o putem vedea și la nivelul maselor, da? La nivelul planetei chiar, da? Apoi, după ce avem această fază de negare, avem furia și iată că avem și manifestări ale furiei care pot să irupă inclusiv în manifestări publice. Oamenii, e posibil să iasă, să se manifeste, să-și manifeste furia public, în exterior, cu atât mai mult cu cât toate celelalte mecanisme sociale prin care lăsam furia să iasă sunt blocate. Adică concertele, stadioanele, toate celelalte supape sociale de eliberare, de ventilare a furiei sunt închise prin natura crizei. Prin urmare, vor exista, eu personal mă aștept și iarăși am scris la un moment dat în ianuarie, vine vremea descătușării și am spus cum o să dea colțul ierbii, ne vom revărsa, pentru că toată tensiunea aia, toată furia aia, suntem în etapa de furie, adică urmărind chiar și fazele de doliu. Am trecut de negare, suntem în furie, începem să intrăm încet, încet în negociere, adică începem să ne regândim viața în noi termeni. Prin urmare, știu deja oameni care s-au recalibrat profesional, care și-au recalibrat interesele, care au făcut schimbări majore la nivelul relației, fie au divorțat, fie s-au mutat, fie au făcut tot felul de modificări acolo. Deci e clar că
din punct de vedere psihologic, suntem încă în furie și începem să mușcăm un pic, începem să atingem un pic faza de negociere, urmând tristețea profundă. Cred că oamenii nu și-au trăit încă tristețea pierderii, suntem încă în furie, în negare, suntem încă etapele de început ale doliului, din punctul meu de vedere, urmează să trăim și tristețea profundă și aici cred că arta va face această vindecare, cred că artiștii acolo se vor manifesta transpunând tristețea pe care o vom resimți probabil undeva în toamnă, preconizez, în foarte frumoase opere de artă. O să vedem ce o să fie, o să fie filme, o să fie muzică. Eu acolo aștept să văd producția artistică, urmând ca după faza în care ne trăim și tristețea, și aici aș puncta plusul pe care îl aduce Verena prin carte, și anume jelirea, faptul că oferă acest spațiu de jelire de care noi ne jenăm. Faptul că Venera povestește cu atâta naturalețe despre jelire și despre capacitatea noastră de fapt, jelirea este trăirea durerii, suferinței în sine, asta este etapa, și că nu există vindecare fără trăirea acestei suferințe, acestei jeliri. Deci aștept jelirea și abia după aceea vom putea să vorbim despre o reconstrucție, de data aceasta integrând un moment care, iată, a durat un an de zile. Să trăiești într-o criză un an de zile din punct de vedere emoțional și să fim în continuare sănătoși și să nu sărim unul la gâtul altuia, este un succes. Este deja un succes faptul că, iată, putem să vorbim, putem să citim, putem să facem loc emoțiilor. Pe lângă faptul că este sănătos, deja ne-a făcut învingători. Sunt de acord cu toate informațiile pe care le-ai oferit, Daniela, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii alături de noi în deschiderea acestei campanii, pentru că, într-adevăr, cred că dacă folosim și conștient experiența acestui an și, cine știe, experiența lunilor care vor urma, avem această șansă colectivă de a face un pas extraordinar spre a înțelege vindecarea care are nevoie de relație. Chiar dacă relațiile sunt în transformare, nu înseamnă că nu avem mecanisme de adaptare la acest lucru. Aș vrea să te invit să vorbim puțin și despre relații în general și cum ele sunt instanțele vindecătoare, relațiile cu ceilalți, cu lumea, cu exteriorul și relația cu interiorul, pornind și de la un citat pe care l-am găsit în cartea noastră Doliu și separarea. Experiența de sine nu rezultă numai din relațiile noastre primare, oricât de importante ar fi ele, ci din relațiile noastre pur și simplu. Tulburarea sentimentului de sine este foarte greu de îndurat. Dar se pare că tocmai jelirea pentru pierderea unei relații, acceptarea diverselor emoții care sunt asociate cu aceasta, sentimentul de a fi copleșit de inutilitate, teamă și furie, fac posibilă apariția unei noi experiențe de sine. Poate că jelirea este emoția care creează în viața oamenilor traumatizați o nouă ordine, o nouă experiență a sinelui și a lumii, dar pentru ca jelirea să poată fi acceptată și trăită cu adevărat, ceea ce este necesar din punct de vedere psihologic pentru a învinge tristețea și pentru a ajunge la o nouă înțelegere a lumii și a sinelui, oamenii trebuie să se ajute reciproc. Senzația mea este că această apariție editorială din partea editurii noastre este de fapt un serviciu public pentru noi toți, dacă ne oferim șansa, fie prin această carte, fie prin a merge în terapie, fie prin a ne reconecta așa cum se poate acum, cu prietenii, cu grupul de suport, cu relațiile apropiate din viața noastră și a discuta, a pune pe masă faptul că ne este greu, faptul că o ordine a vieții noastre s-a schimbat de un an de zile,
că avem șansa să creăm o nouă ordine și chiar și Verena, într-o conversație online pe care am descoperit-o zilele trecute, povestește despre faptul că marea șansă și mitul care se scrie în această perioadă a vieții noastre ca umanitate este șansa de a rescrie, de fapt, o nouă ordine a lucrurilor bazată pe ecologie, relații sănătoase între noi ceilalți, faptul că trăim în interdependență și că avem nevoie unii de ceilalți, că economia este, de fapt, un ecosistem în care toată lumea are nevoie să-și aducă aportul, pentru că altfel din criză nu o să ieșim. Și faptul că în experiența de viață avem atât instanța aceasta de lucru cu sine, și aici te-aș invita să ne dai câteva informații despre cum putem să sădim relația cu sine în urma pierderii, să o traducem în reconectare. Și că avem un sine relațional pe care ne bazăm în experiența aceasta de viață. Okay. De fapt, ce doare atunci când pierdem? Dacă este să o luăm așa foarte tehnic. Atunci când pierd ceva, doare, pe de-o parte, locul pe care l-a lăsat experiența aia, de aici sentimentul de gol, da? Ok, hai să spunem, hai să luăm o persoană, da? Ca să putem să mergem mai departe cu discuția. Ok, când pierd o persoană, fie că este un divorț, un deces, sau, mă rog, o separare pur și simplu, mă doare golul rămas în urma plecării acelei persoane. Dar unde este acest gol așezat? În sine. Practic, ceea ce ne doare și ceea ce ne angoasează este faptul că mă tem ca aceste goluri să nu-mi destabilizeze sinele. Eu mă tem pentru mine, nu mă tem pentru celălalt. Dacă este să fiu așa foarte deep, mă tem pentru că credeam că ceea ce ceilalți au așezat în mine mă fac să fiu. În momentul când pleacă bucățile astea din mine, eu încep să mă întreb, ok, cine mai sunt? Pentru că sinele nostru se construiește prin oglindirea cu celălalt. Eu mă definesc, ne naștem dependenți, da? Deci mă construiesc prin definirea cu celălalt. Sigur că noi suntem, de fapt, suma, ca să spun așa, relațiilor pe care le avem în noi. Când relațiile astea le pierdem, începem să ne destabilizăm. Cu cât o relație este mai semnificativă, ea ocupă un loc mai mare în interiorul meu. Prin urmare, când o pierd, mă destabilizez mai mult. Dacă este o relație nesemnificativă, ocupă un loc mai mic și atunci nu există suferință pentru că nu m-a destabilizat. În momentul când, să spunem că pierd totuși ceva suficient de semnificativ și eu-ul meu este mușcat de această pierdere și începe să se clatine, evident că am șansa să spun, ok, asta am fost eu până la acest moment cu această bucată în mine. Uneori, ce fac oamenii? Încearcă să închidă ochii și să ascundă această poveste și încearcă să o umple, să spunem, cu o dependență și turnăm aici alcool în acest gol. Dar pentru că este gol, alcoolul ăla nu umple. E o gaură neagră, se scurge. Prin urmare, nu mă vindecă, ci e doar o senzație că fac ceva. Dar golul rămâne gol. Cum pot să umplu acest gol? Dacă ar fi să fiu foarte plastic, dilatând ceea ce există, pentru că sinele meu nu reprezintă doar bucata aia. E o bucată mare acolo, dar există dincolo de bucata asta. Prin urmare, pot să dilat sinele meu, pot să măresc ceea ce am încă, în așa fel încât să pot încet, încet să conțin, cum îmi place mie termenul, acest spațiu, care poate să fie umplut cu ce? Cu ce spuneai și tu ca resurse, cu ritual, cu imaginar, cu simbolic, cu sens. Astea sunt căile prin care golul devine plin. Nu cu ceva poate atât de concret și iată cum această criză ne întoarce către zona noastră simbolică și importanța simbolului, importanța actului non-material, care reușește să ne umple într-o formă materială, adică să aibă ca efect
o umplere pe care să o simți la nivel aproape concret, material, în funcționalitatea relațiilor tale viitoare. Merg pe ideea asta că pandemia, și-am promovat ideea asta, haideți să vedem pandemia ca pe un cantonament de sine. Haideți să ne imaginăm că suntem într-un cantonament. Ce face un sportiv când merge în cantonament? Se izolează o lună de zile, două, trei, și ce face? Se antrenează. De ce? Că atunci când iese din cantonament, se iasă mai mult. Haideți să vedem pandemia ca pe un cantonament de sine, în care avem șansa să ieșim mai mult din ea. Este un cantonament care va mai dura un pic, prin urmare, este un timp care ni se dă. Noi tot timpul ne plângeam că n-avem timp. Eram oamenii fără timp. Acum avem timp. Ce facem cu el? Dragii noștri, pentru că timpul nostru se apropie de sfârșit, am vorbit astăzi alături de Andreea Tincea, senior editor Herald, consilier relațional, și Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, despre pierderi, despre doliu, pornind de la cartea Verenei Caz, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Cum gestionăm, cum depășim momentele dificile din viața noastră. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Le mulțumim din suflet invitatelor noastre. Să aveți o zi frumoasă, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!